De obicei, în timpul slujbelor, li se face rău celor care nu și-au mărturisit păcatele. În timpul slujbei, Harul lui Dumnezeu acționează, dar sufletul pătat nu îl poate primi și atunci omului se face rău. Aceasta se întâmplă mai ales în timpul cununiilor. Atunci biserica este goală, luminoasă, iar aerul este curat. După ce începe cununia, miresei se face rău și leșină. Însă cel care se va mărturisi cu inima curată și va începe să se roage, va fi ajutat de Harul Domnului să crească duhovnicește. Un astfel de om se simte bine în biserică, parcă se scufundă într-un ocean de dragoste, la uzul cântărilor și rugăciunilor bisericești. Dragostea lui Dumnezeu nu îl sufocă pe om, ci doar îl face să uite unde se află, în cer sau pe pământ. O slujbă lungă, în mănăstire de la muntele Atos, poate ține și 14 ore, îi se pare atunci ca o clipă, fără să-și dea seama. Dar asta se întâmplă doar cu cei care se roagă des, care se obișnuiesc cu starea de har și rugăciune încă de acasă. Unii ca aceștia vin la biserică, unde rugăciunea lor la untrică este continuată de cea a slujbelor.